O întrebare care a stat la baza multor filme și cărți science fiction și care a provocat imaginația fizicienilor și a scriitorilor este: putem călători în timp? Răspunsul este simplu, bineînțeles. De fapt, as we speak, cum ar zice englezii, călătorim în viitor cu fiecare secundă. Iar cu tehnologia de azi, întrebarea este dacă putem călători mai repede și mai departe în viitor. Cu două condiții. Prima ar fi să ne apropiem de viteza luminii, a doua să fim în apropierea unei găuri negre. Însă o întrebare și mai interesantă este, oare putem călători în trecut? Mulți cercetători au studiat această posibilitate, însă au ajuns la concluzia că natura nu permite o astfel de călătorie, deoarece ar cauza bucle temporale și paradoxuri. Cel mai cunoscut paradox este cel al bunicului, în care un călător merge înapoi în timp și își omoară propriul bunic. Acțiunea schimbă cursul istoriei într-un mod care duce la apariția unei contradicții. Călătorul nu s-a născut, deci nu poate exista, așadar nu-și poate omorî bunicul. Dar dacă bunicul trăiește, va trăi și nepotul care își omoară bunicul. Cum vine asta? În 2009, fizicianul britanic Stephen Hawking a organizat o petrecere în exclusivitate pentru călătorii în timp, iar pentru a se asigura că doar aceștia află de petrecere, a trimis invitațiile un an mai târziu, adică după petrecere. Evident că nimeni nu a venit la petrecerea respectivă. Ca să cităm pe marele savant, călătoria în timp a fost considerată erezie științifică. Am evitat să vorbesc despre asta de teamă să nu fiu etichetat drept nebun. Sunt obsedat de timp. Dacă aș avea o mașină a timpului, aș vizita-o pe Marilyn Monroe în dormitorul ei sau l-aș saluta pe Galileo Galilei în timp ce își îndreaptă telescopul spre cer. Poate aș călători până la capătul universului nostru pentru a vedea cum se termină totul. Hai să ne lăsăm mintea pradă fanteziei și să începem cu întrebarea: cum știm că este posibilă călătoria în timp? În urmă cu mai bine de 100 de ani, un binecunoscut om de știință pe nume Albert Einstein a venit cu o idee despre cum funcționează timpul și a numit-o relativitate. Această teorie a relativității spune că masa și energia sunt echivalente sau că timpul și spațiul sunt legate între ele. Einstein a mai spus că universul nostru are o limită de viteză. Nimic nu poate călători mai repede decât viteza luminii, care știi cât este? 300.000 de kilometri pe secundă. Ce înseamnă asta pentru călătorile în timp? Ei bine, conform acestei teorii, cu cât călătorești mai repede, cu atât experimentezi mai lent timpul. Oamenii de știință au făcut câteva experimente pentru a arăta că acest lucru este adevărat. Un experiment a folosit două ceasuri setate la aceeași oră. Un ceas a rămas pe pământ, în timp ce celălalt a zburat într-un avion în aceeași direcție în care pământul se rotește. După ce avionul a zburat în întreaga lume, oamenii de știință au comparat cele două ceasuri. Ceasul avionului era ușor în urma ceasului de la sol. În concluzie, ceasul din avion a călătorit puțin mai lent în timp decât o secundă pe secundă. Însă, o mașină a timpului reală a fost deja construită. Se numește Large Hadron Collider. Este vorba despre acceleratorul de particule de la Geneva, care propagă protoni cu o viteză apropiată de cea a luminii, viteză ce face ca timpul relativ al protonilor să fie de 6.900 ori mai lent în comparație cu cel resimțit de oameni. Practic, protonii sunt trimiși în viitor. Putem folosi călătoria în timp în viața de zi cu zi? Nu putem folosi o mașină a timpului pentru a călători sute de ani în trecut sau viitor, fiindcă acest tip de călătorie în timp se întâmplă doar în cărți și în filme. Însă, această matematică afectează lucrurile pe care le folosim în fiecare zi. De exemplu, folosim sateliți GPS pentru a afla cum ajungem în locuri noi, bazându-ne pe calcule de călătorie în timp. Cei 24 de sateliți GPS care orbitează jurul Pământului cu viteze de până la 28.000 de kilometri pe oră, localizează cu o precizie de 40 de metri secțiunea de acces militar și 100 de metri secțiunea de acces civil. O mică paranteză. Probabil că ești atât de obișnuit cu acest acronim încât nu ai căutat să afli de unde vine. De la Global Positioning System, în traducere, sistem de poziționare globală. Iată 5 moduri prin care, teoretic, am putea călători în timp. Gravitația. Conform teoriei relativității generale, cu cât gravitația este mai puternică, cu atât timpul se dilată mai mult. Pe măsură ce ne apropiem de centrul Pământului, gravitația crește. Sau, pe înțelesul tuturor, se poate spune că timpul trece mai greu pentru picioare decât pentru cap. Găurile de vierme.
Teoria relativității permite și posibilitatea existenței sau creării unor scurtături în spațiu-timp denumite generic căuri de vierme, care teoretic ar putea să unească două puncte aflate la distanțe de milioane de ani lumină. Numeroși fizicieni sunt de părere că găurile de vierme apar și dispar în mod constant din univers, însă la o scară cuantică mult mai mică decât un atom. Brian Cox, profesor de fizică a particulelor la Universitatea Manchester, o consideră cea mai bună opțiune pentru omenire la ora actuală. Lumină, o idee avansată de fizicianul american Ron Mallet, este folosirea unui cilindru rotativ de lumină pentru a distorsiona continuul spațiu-timp. Orice obiect introdus într-un astfel de cilindru rotativ ar putea fi împins înainte, în spațiu-timp, într-un mod similar bulelor care se rotesc la suprafața unei cânte de cafea atunci când o amestecăm cu lingurița. Conform fizicianului, un astfel de cilindru cu o geometrie perfectă ar putea propulsa un obiect atât în viitor cât și în trecut, cu condiția observată de Stephen Hawking ca întoarcerea în trecut să nu depășească momentul în care dispozitivul de călătorit în timp a fost construit și pornit. Viteza. Viteza reprezintă cea mai ușoară și practică modalitate de a ne deplasa în viitor. Cele mai ridicate viteze atinse cu tehnologia de care dispunem în prezent sunt cele cu care circulă protonii în interiorul acceleratorului de particule din Geneva, și anume 99.99999% din viteza luminii. Animația suspendată înseamnă schimbarea percepției timpului, anabioze sau biostază, prin încetinirea sau chiar oprirea proceselor metabolice și repornirea lor ulterioară. Știi deja că urșii își pot încetini metabolismul pe durata hibernării, reducându-și substanțial nevoia de nutrienți și oxigen. Și noi, oamenii, apelăm la hibernare, chiar dacă și numai pentru câteva ore, suficient însă pentru a salva o persoană aflată într-o urgență medicală. Este așadar călătoria în timp posibilă? În timp ce călătoria în timp nu pare posibilă, cel puțin posibilă în sensul că oamenii ar și supraviețui, cu fizica cuantică despre care vorbim astăzi, câmpul se schimbă constant. Progresele în teoriile cuantice ar putea furniza o anumită înțelegere a modului în care am putea depăși paradoxurile călătoriei în timp. Iar o posibilitate ar fi rezolvarea misterului despre cum anumite particule pot comunica instantaneu între ele mai rapid decât o face viteza luminii. Îți mulțumim că ne-ai urmărit și, dacă și tu ești pasionat de acest subiect, sperăm să avem ocazia să călătorim în timp împreună, sau măcar să visăm la asta. Nu uita să dai subscribe, like sau share pentru mai multe informații culturale. Împreună inspirăm tinerii din România.